este la un cabinet de avocatură și ne spune în direct dacă avem vreo șansă, dacă avem vreo șansă să mai recuperăm din pagube și dacă da, ce ar trebui să facem pentru asta. Bună dimineața, Aura! Neața Dani, neața băieți, într-adevăr șoferii vor fi despăgubiți, dar trebuie să îndeplinească anumite condiții. Să nu uităm totuși de birocrație, dar mai multe detalii o să ne dea avocatul Adrian Cuculis. Neața, dacă avem RCA sau casco, avem și garanția că ne vom primi banii înapoi în cazul unor astfel de accidente? Bună dimineața! Subiectul găurilor din asfalt, gropilor din asfalt, este cumva unul ciclic deja, pentru că de fiecare dată când ne apropiem de primăvară, iată că apar și gropile. Să știți că casco în principal ne va asigura dacă vom avea parte de vreo daună cauzată de una dintre gropile din asfalt, însă dacă avem RCA se întâmplă cam același lucru ca atunci când a fost acea ploaie înghețată, va trebui să mergem să căutăm vinovații și de regulă vinovații vor fi fie primăria capitalei, fie primăria de sector, fie dacă nu vorbim de primăriile din alte comune sau, sigur, din afara Bucureștilor. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în momentul în care avem parte, să spun așa, de o daună de genul acesta provocată din cauza unei denivelări, unei gropi în asfalt, sigur că prima dată trebuie să identificăm cine este vinovat și vinovatul este întotdeauna administratorul de drum. Aici, dacă facem o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat cu ploaia înghețată, singurii vinovați, sigur că vor fi cei care administrează drumurile respective, adică autoritățile locale sau autoritățile generale, cum ar fi pentru centura Bucureștilor, spre exemplu, care știm că este destul de neîngrijită, vorbim despre primăria capitalei, cea care are administrația acestui drum. În momentul în care, spre exemplu, ajungem să provocăm chiar un accident din pricina unei gropi, să știți că de cele mai multe ori, dacă putem indica vinovatul adevărat, adică cel care administra drumul respectiv, putem scăpa de multe neplăceri, pentru că dacă provocăm, așa cum am spus, un accident, sigur că partea cealaltă o să ne ceară nouă niște daune și noi dacă reușim să facem dovada că din pricina acelei gropi practic s-a provocat accidentul, atunci o să scăpăm de plata sumelor respective. Cum facem dovada? Sigur că trebuie să deschidem un dosar. Dosarul de daună, că m-ați întrebat mai devreme despre casco. Casco se ocupă de regulă de recuperarea daunei respective, dar dacă discutăm despre un RCA, va trebui întotdeauna să sunăm la poliție. Sigur, acum nu pentru orice fel de denivelare în asfalt o să sunăm la poliție și să cerem un proces verbal, dar în momentul în care ni se spargă anvelopele, spre exemplu, sau intrăm într-un acostament în condițiile în care încercăm chiar să evităm o groapă, atunci este important să sunăm la 112, să avem un proces verbal prin care poliția rutieră, practic, face un proces verbal în care se consemnează fiecare detaliu al incidentului respectiv. Alături de procesul verbal, ca așa cum mai discutasem despre ploaia înghețată, trebuie neapărat să avem un deviz de la un serviciu autorizat. Acel deviz, în cele din urmă, ne va face, de fapt, dovada în fața autorităților atunci când vom depune acest dosar de despăgubire, care va fi cuantumul și întinderea sumei pe care noi o solicităm, pentru că suma respectivă, sigur că poate la prima vedere este una mai mică, dar în cazul unei reconstatări, atunci când vom ajunge efectiv în serviciu cu mașina să o dezmembrăm și să o reparăm, poate fi unul mult mai mare. Autoritățile au la dispoziție în principal 30 de zile. Dacă în 30 de zile nu ne despăgubesc sau nu ne răspund cu privire la solicitarea noastră, atunci trecem mai departe, fiind următorul pas, respectiv instanța de judecată. În instanța de judecată, să facem tot așa o paralelă cu ce s-a întâmplat în trecut, sigur că inclusiv beneficiul acesta nerealizat poate fi cerut. Beneficiul nerealizat, în principal, îl pot cere cei care efectuează activități comerciale cu autoturismele, spre exemplu un taximetrist care nu se mai poate folosi de acel autoturism vreme de 30 de zile, 60 de zile sau cine știe cât durează acea reparație. Gropile în asfalt într-adevăr sunt o mare problemă și ele nu trebuie privite, eu știu, ca o simplă lipsă de responsabilitate a autorităților. Ele pot provoca pe mai departe chiar și vătămări corporale și atunci când e provocat un asemenea accident din pricina unei gropi, sigur că se deschide inclusiv un proces penal. În cadrul procesului penal... Îți mulțumim tare mult, Adrian. O să mai vorbim despre asta pe viitor, pentru că e o problemă care ne macină. Mulțumim tare mult. Răzvan, Dani, ne întorcem la voi. Zi frumoasă! Mulțumim tare mult, Aura, sper să vă fi fost de folos, exact ce am zis săptămâna trecute, aia cu recuperarea pagubelor după furtuna de aia cu ceva timp, după înghețul de aia cu ceva timp, e o chestiune care... Este ca și cum ai întrebat pe mine dacă ai vreo șansă să ieși cu Bella Hadid. Eu am o șansă reală. Iată, doar că trebuie să
Te înscrii pe o listă, să depui niște acte, să ai un plan. Să ai un deviz de la... Libanezul. În cazul tău să ai un deviz de la service, că nu se știe dacă te țin rotițele. Și după ce depui... După ce depui toată documentația. Deci, mă, șanse sunt. Da. Dar trebuie să mai pe sorsa pe Gigi, nu știu. Ești pe Gigi, eu sunt pe Bela. Hadi, ce bine că ne-am împărțit și la asta. Când s-a împărțit norocul, puberul a fost la lucru. Autorul versurilor: a mai trecut un an, relație tot nu am.